După ce au împiedicat de două ori votarea proiectului inițiat de primar, consilierii opoziției au revenit la sentimente mai bune și au ridicat mâna pentru, cu condiția ca edilul să întreprindă demersuri spre a obține finanțare și pentru un bloc de locuințe sociale. O rugăminte către domnul primar să facă o declarație publică că după regionalizare, când se va termina, va face demersurile necesare către Ministerul Dezvoltării, către domnul vicepremier Dragnea, pentru a pune pe rol și vechiul proiect de hotărâre 67, nu știu dacă să construim 7 blocuri, dar să demarăm măcar câteva locuințe sociale. La rândul său, primarul i-a asigurat că va susține construirea unui bloc de locuințe sociale și și-a exprimat speranța că va putea conta în acest demers și pe parlamentarii prahoveni. Chiar acum, înainte să intrăm în ședință, am discutat încă o dată cu doamna Roberta Anastase și a rămas stabilit ca atât eu cât și toți parlamentarii de Ploiești să facem demersuri necesare anul acesta pentru ca suma alocată inițial pentru acest proiect să fie alocată pentru construirea unui bloc de locuințe.